stimați telespectatori, și suntem la emisiunea Ordinea de Zi. Ne-am propus foarte multe subiecte în seara asta. Începem cu o greva laptopului care nu vrea să funcționeze în parametri obișnuiți. Ne vom descurca și cu telefonul ca să vedem, să vedem principalele site-uri, dar subiectele mari le vom trata ca de obicei pentru că ele sunt la ordinea zilei și probabil dumneavoastră le observați de câteva zile, cam de când nu am mai făcut, nu am mai făcut noi emisiune. Aș începe însă nu cu v-ați aștepta, cu știrea promisă și prietenilor pe, pe, Facebook, ci cu o știre puțin mai altfel, dar care, eu zic că va stăni multe, multe valuri la la acest moment în România. Fostul premier Petre Roman a reușit, să spunem, performanța nedorită să fie foarte aproape de a-și pierde mandatul de deputat din cauze, cum s-ar putea altfel, de ani, Agenția Națională de Integritate. De fapt, Petre Roman este acuzat că între anul 2012 și prezent a avut un PFA, persoană fizică autorizată, prin care făcea niște meditații, ceva de genul acesta, ca și profesor universitar. Și din această postură, deși el s-a suspendat în momentul când a ajuns deputat, ar încă fi încălcat, ar fi încălcat legea. Dacă ei, după ce invocă anii, să știți că Legea cam așa spune. Dacă, însă, după logică, știți cum e cu legea în litera și spiritul ei, e o mare aberație. Adică, sunt de acord și, deocamdată, Ani n-a putut încă să câștige un proces în domeniul acesta, încă nu sunt câștigate. Sunt de acord că un primar care face parte dintr-un consiliu de administrație a unei societăți de interes local, este în incompatibilitate și cu mandatul de primar, dar în cazul lui, lui Petre Roman, săracul, bine, săracul l-a figurat, că știți cum e, n-a pățit-o, adică nu, nu cred că vorbim de un om sărar la propriu sau unul în politica românească la vârf, cum a fost și Petre Roman. Însă, pe de altă parte, nu e de neglijat, și un fapt, și asta trebuie să se gândească toți în momentul când au de dificultăți de acest gen, practic, Petro Roma n-a atacat raportul ANI în timpul obișnuit. Pe de altă parte, fostul premier spune, nu domne, eu am marți proces cu DNA, cu ANI, în ce scuze, știți că DNA-ul e la modă și automat vorbim mai mult despre el, și ca urmare, atunci o să vedem ce și cum, asta e o chestie de intimidare. Dar cererea există la Camera Deputaților și teoretic îi se poate da curs. Dar, atenție, pentru o aberație, pentru că în cazul de față, deci ce putea să, chiar dacă ar fi funcționat ca și PFA în domeniul respectiv și legea spune într-adevăr ceva, trebuie să te, mai gândesc, să te mai gândești atenție, cum spune, cum spuneam, legea, și la spiritul legii, nu doar la litera ei aplicată, aplicată, așa, cu ochelari de cal. Pe de altă parte, și aici trebuie să fim, să fim foarte atenți cu această instituție, cu această instituție ANI. Suntem în situația de a nu ne lămuri încă cu multe din aceste, din aceste lucruri pe care le face această, această instituție. Și fără a încerca să-i găsim nod în papur, mai ales că face parte din acele instituții foarte apreciate la nivel internațional, trebuie totuși să ne gândim, să vedem, să ne lămurim care este activitatea acestei, acestei instituții, în slujba societății românești atât timp cât foarte mulți o duc bine mersi și ating statul fără probleme. Adică pentru unii mumă, pentru alții ciu. Și de ce spun acest lucru, inclusiv în județul Gorj, dar se întâmplă în foarte multe Pentru aceea speță. Adică pe unii îi descoperim, pe alții nu îi descoperim. Adică dacă stabilim în cazul unei comune, pocreaca de nu știu unde, că un salariat al primăriei respective nu poate să fie deci nu poate să fie și consilier, și salariat sau și consilier, și director în instituție sau ceva, de ce este posibil în alte, în alte cazuri? Ba din contră, unii și-au tras și hârtie în acest sens și Ani nu are treabă cu ei. Mi se pare logic, să se întâmple ceva pe această, pe această direcție. Și pentru că tot, spuneam că seară, vrând nevrând, tot e la modă cu greva și cu ăsta, ne vom folosi foarte mult de, să zicem așa, de agenții, dar prin intermediul variantei pentru, pentru telefon. Și vorbind de știrile politice, vreau să vă spun că astăzi a fost marea trecere pe la, pe la Cotroceni. Adică președintele în funcție, Claus Iohannis, a vrut uh, să arate în sfârșit că a devenit stăpân la Cotroceni și a, uh, a primit în vizită toate partidele. Mai întâi, în toate partidele, atenție, care au trecut și prin alegeri, că aici e altă problemă, a apărut, dar de ce nu a fost pmp -ul? PMP-ul știți ăla cu Udrea și, și Traian Băsescu. Și acest partid n-a fost la alegerile de acum, din 2012, nu? Deci mi se părea corect să nu fie chemat. În rest, toate celelalte partide au trecut, au dat mâna cu președintele, au vorbit preț de vreo jumătate de oră și am ajuns la marele consens. Cel puțin toți care au ieșit au spus... Vezi, doamne, un consens ca din 2017 să avem 2% la apărare. Pa din contră din ce am aflat și de la liderul UNPR și de la chiar de la premierul Ponta, uh, au mai zis ceva și peneliștii, și așa mai departe. Am aflat că s-ar putea acest 2% să se dea din 2016. Creu, de crezut, mai ales că e un an electoral și dacă la cum se învârt lucrurile, s-ar putea să fie un an electoral complet, adică alegeri locale, alegeri parlamentare. Dar noi cu drag sperăm că vom avea banii să achiziționăm acele avioane, e urile alea, noi la americani acum 30 de ani, dar asta e altă treabă, niște portavioane tot așa scoase la pensie de Marina Sua sau ce-o mai lua, vreo fregată de prin Anglia care era scoasă de mult la pensie și încurca pe englez prin depozite. Iar noi am cumpărat-o ca una aproape nouă, dar asta e cu totul, cu totul altă discuție. Acestea fiind spuse, să ne bucurăm că toată lumea e de acord cu toată lumea, bineînțeles, asta de față cu președintele, că după ce au ieșit au început și atacurile. Și cel mai, și cel mai atac apropo de politica românească, politica dâmbovițeană, se referă la faptul toată lumea plânge de soarta PSD-ului. Dar știți cine plânge cel mai rău? Cine credeți? Nu liderii PSD-ului. Nu liderii din coaliție, nu, nici analiștii măcar. Liderii PNL. Liderii PNL sunt atât de preocupați și bine, să spunem așa, și uh, antenele lor în presa, așa zis, independentă din România, se plâng de lipsa de reformă din PSD, că PSD-ul se destramă, că Ponta îl duce și îl face praf. Poate că așa e, nicio problemă. Până la urmă, fiecare doarme cu mâșea Faza e ce a apucat pe ăștia, că logica ar fi, ca și blaga, și mereu mai nou acum, mai a politică, s-a dus la Cotroceni. Și toți ai de la Anina Gorghiu și toți ceilalți lideri, toți ar trebui să fie bucuroși că Ponta îngroapă PSD-ul. Nu, Ii sunt extrem de ăsta de pentru parcă țărișoara și că nu știu ce. De unde se deduce că politica românească este plină de necunoscute? Adică, mai corect, nu știi încotro să dă și înseamnă că lucrurile nu stau chiar așa cum ne spun nouă, nouă, politicienii. Pentru că dacă ar fi să jucăm, dacă ar fi să jucăm pe, pe bune, n-ar mai fi politică sau n-ar mai fi politică, dâmbovițean. La noi, în România, suntem ca în celebru banc cu Ceaușescu în vizită în Statele Unite, pleacă de la Casa Albă, era la Nixon, a mers la Nixon prin 74 cred că a fost vizită în Statele Unite, și la momentul când a ieșit de la Casa Albă, întreabă șoferul pe Ceaușescu, în controlul, și Ceaușescu în stilul tradițional și apropo că a fost foarte la modă în vremea aia și istoric, chiar dacă aici e vorba de o glumă, a spus uh, semnalizează într-o parte și iau în partea, în partea cealaltă. Așa e cu politica românească. Una spunem și alta și alta facem. Logica ar fi, adică, bă, fiecare pe limba lui Piere. Știi, noi suntem în opoziție, dar pentru țărișoară sau pentru partid. Bun, plângem țărișoara că avem asemenea conducători și totdeauna opoziția o să spună că ai las, nu sunt indiferent cine e la, în opoziție, ai de la putere, nu sunt bun. Logic. Dacă îmi spui și tu plângi de, de, de soarta partidului advers, hai să fie. Nu mai credem, adică ar fi și culmea să o credem în, în România. Mergem mai departe, apropo de știrile, de știrile zilei, și e, vorbim despre o, a spune de discutat acum, Marian Oprișan a ajuns la DNA. Nu e o noutate. Marian Oprișan a ajuns la DNA, cred că de prin 2005, deci face vreo 10 ani. De vreo 9 ani are dosarul, de vreo 9 ani se judecă și tot așa, ba, acum în ultimile luni s-a început să se umple ceva, evaluatoarele lui din 2014, fiind acum puțin pe la răcoare, căci că l-ar fi favorizat cu evaluările respective. Bun, faza e că ne-am fost lăsat să înțelegem, bă, frate, de fapt, de ne-au salut. Cu el și de atâția ani, dar a avut de înfruntat rezistență, și ca avocații, și că nu știu ce. Faza e, apropo de ce spun acum partea juridică și ce e în realitate, trebuie să ne uităm la un lucru și anume, mă frate, ăsta, Marian Oprișan, a fost în opoziție încă din 2004-2005. Deci, nu-l putea susține politic partidul, da? Deci, din 2006 și până în 2014, 2015, nu-i se întâmplă nimic. Bun, și aici. Faza a doua, că avocații că au cerut termene. El a spus-o și se poate verifica, cum pariu, că nu se riscă la o în declarație, a spus-o și astăzi spre Domne, nu, noi am amânat. Cei care au amânat de fiecare dată și au cerut mutare de, schimbare de instanță dintr-o parte în alta, a fost de neau. Aha. Păi și atunci a unui de tergiversarea din partea lui Marian Oprișan, nu că ar, ar, muri cineva de dragul lui, apropo, unul dintre cei mai vechi baroni PSD. Știți, pe vremea când Mischie era la e Mischie și Nea Alecu cânta știți, cu Gorju și cu Dinu Schilerul și cu, cu Dincă Schileru, pardon, și îl punea și pe mischie în continuarea personalităților gorjene, Oprișan era tot acolo. Și acum e tot acolo. Și faza, apropo de politicianul, el spune că vrea să, afle, să se afle adevărul. Și apropo de uh, arestarea expertelor, se pare că nu există, Nimic care să-l incrimineze pe, pe relația aceasta. Deci, acestea ce au făcut, cum au făcut, bănuiesc că au avut niște interese. Dar cine a dat banii, cine a luat banii, cum a făcut, deocamdată n-am aflat nimic. Dacă nu vom afla în următoarele zile, avem o problemă cu DNA-ul care am impresia că în acest caz s-a tot făcut că lucrează, nu că a lucrat efectiv. Și am mai avea noi niște cazuri, că noi tot ne-am vorbit de tot victorile DNA. Bun. Sunt victorii în sensul că s-au probat și s-au dat și câteva condamnări. Da. Ne întoarcem la uh, maestru, deci președintele uh, Consiliului Județean de la Constanța. Știți, recent s-a întors în funcție bine mersi. Deci, n-a prea fost așa. Începem să vedem că unele. Uh, a, alta, să, nu, să nu zicem că alta a fost miza pentru ultimile luni. Și știți că cred că s-ar mai putea întâmpla cu unii, să ne trezim că nu se va întâmpla nimic, nimic cu ei în această în această perioadă Din, adică știți, îi trimitem în judecată și apoi așteptăm ani de zile, omul își termină mandatul eventual mai face unul eventual face și pe al doilea Că dacă ne uităm la Oprișan, era în mandatul 2004, da, 2004-2008. A venit mandatul 2008-2012, a venit mandatul 2012-2016 și dacă abia acum judecăm procesul în primă instanță, până se dă prima condamnare, până vine recursul, până nu știu ce, mai prinde omul liniștit în comandat și nu știu ce, vârstare, dar bănuiesc că se pregătește și de pensie până atunci. Uh, vorbind tot de activitatea uh, DNA-ului, trebuie să luăm în discuție și faptul că totuși nu mai e atât de activ în, uh, uh, față, față, de cum era, să zicem, în campanie electorală. Parcă ăștia n-au venit din vacanță. Ba din contră. Dacă ne luăm după dosarele mari, știți, ni se spuneau în campanie, Microsoft, EADC, bla 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 și celelalte, nu s-au mai făcut nimic din campania electorală a ele. De ce oare? Să înțelegem că au avut legătură doar cu campania că trebuia să dăm bine ceva, sau între timp unii au început să, -i, să -i intervină în justiție și să spună, bă, de ăsta nu te iei, nici de și tot așa. Știți că a fost o declarație la un moment dat a unuia dintre miniștri care este arestat cu pinalti acolo. Și spunea cumva, bă, că el a căzut de fraier, de fazan acolo, că plătește și pentru alții care vor fi lăsați în pace, nu se aude nimic. El este ceva de genul victimă colaterală. Bine, o victimă colaterală care a luat câteva milioane de euro, nu așa, deci și se dă victimă, dar după ce și-a umplut buzunarele, nu așa. Bun. Dar în fine, apropo de, de politica, de politica Principalul subiect de astăzi, sau unul din, din, subiectele mari de astăzi care aș vrea să-l abordez, se referă, cum bănuiesc că știți că vedeți pe toate televiziunile de câteva zile, se referă la urgența sau necesitatea de a avea noi legi nu numai pe siguranță națională, și poate o să vorbim și de asta în altă seară, că nu de asta vreau să mă refer, ci de scandalul care apare acum de câteva zile pe uh, problema Big Brother. Acele legi numite Big Brother, care ar însemna o supraveghere mai atentă a populației. Uh, știți, acest pachet legislativ, care cuprinde vreo trei legi, a fost. Uh, uh, s-a încercat. Impunerea lui în ultimii ani, după modelul atenție, există și în Franța, există și în Anglia, există și în Italia și în multe alte țări. S-a încercat și în România. E adevărat că, la nivelul Uniunii Europene, din diverse motive, nu s-a făcut un asemenea, o asemenea legislație, deci nu s-a făcut una unitar Și fiecare țară merge pe legislația proprie. Bun. Până aici n-ar fi nicio problemă. România n-are. Ba din contră, legea care spunea că operatorii de internet, de exemplu, puteau să stocheze acea corespondență, schimbul de date electronice a fiecărui persoane, deci le puteau stoca pentru șase luni, a căzut la Curtea Constituțională. De fapt, cum spuneam, pachetul acela s-a cam blocat și e vorba de, printre altele, de cartelele preplătite care ar trebui să fie cu nume și prenume, adică cel care le utilizează să-și dea și datele personale, ar fi vorba de în uh, stocarea uh, sau înregistrarea convorbirilor, oricum se face, și, bineînțeles, toată corespondența pe internet. Cam asta ar fi în esență toată. De ce dorește, doresc autoritățile acest lucru? Foarte simplu. E vorba de uh, să asigure o anumită siguranță sau, în orice caz, să prevină uh, aceste fapti, fapte teroriste, cum a fost evenimentul din Franța de, de săptămâna trecută. Au apărut, bineînțeles, sunt două tabere foarte puternice. O tabără este aceea în care chiar ONG-uri care s-au aliat și care spun domne, se încalcă drepte, intimitatea, nu știu ce. Pe cealaltă, nu o să vă vină să crezi, dar există și, bine, nu mai vorbesc de instituții, de la serviciile secrete până la parchetul general, care spun, da domne, trebuie să facem acel, în primul rând, facem legislație după model european, deci nu încălcăm niciun drept și, în al doilea rând, trebuie să facem aceste lucruri, avem nevoie de ele ca să putem monitoriza, de fapt, Părerea mea că este mai mult nevoie pentru ca să poți să ai aceste înregistrări, să le poți folosi dacă ai nevoie de ele, în probatoriu, în probatoriu tău. Ori cred că aici e și problema cu politicienii care încurajează sau nu încurajează acest lucru. Dar ajungem și acolo. Bun. Ce s-a întâmplat? Acest pachet, vă spuneam, a căzut anul trecut la Curtea Constituțională, atacat de parlamentarii liberali. Și este în diverse stadii, a trecut tacit pe la Senat, s-a împotmolit la Camera Deputaților sau ceva de gen. Bun. Ce facem? Autoritățile au cerut acum, pe fondul a ce a întâmplat în Franța, să treacă acest pachet, să-l putem folosi, adică aceste lei să devină funcțional. Bineînțeles. În momentul când autoritățile au vrut ceva, Apărătorii drepturilor omului, cel puțin așa spun, au sări ca arș, nu că se încalcă intimitatea, nu știu ce. Mărturisesc că în ultimile zile am încercat să citesc și chiar am găsit pe site-ul, cred că, Parchetului General, am găsit aceste propuneri legislative, să le numim așa, sau legi în devenire, sau în fine. Eu n-am găsit că se încalcă de genul ăsta. Deci nu se referă la faptul că tu vorbești cu nu știu cine și se vede că nu știu ce. Nu. Deci e vorba de o privire mult mai generală. La unii însă le e foarte teamă și reacția politicienilor de parte de a părea, vezi, doamne, că politicienii se gândesc la contribuabil, la cetățeanul ăla simplu care îi se încalcă dreptul să și înjure consoarta prin telefon sau ceva de acest gen, era o glumă, nu se leagă. Dar apoi am început să mă gândesc la un lucru și aș vrea ca cei care vă uitați acum să vă gândiți la același lucru. Dacă am dreptate sau nu. Eu așa o văd. Știți că în România, în ultimul an cel puțin, singurile condamnări se fac pe ce? Pe înregistrări, de regulă audio-telefonice. Au mai fost și niște înregistrări pe internet, dar de alt gen inclusiv actualul comisar european, când au spart hackerii, știți, adresa de mail, a descoperit acea corespondență cu Colin Powell, secretarul de stat american, relația ei mai puțin principială, dar în fine. Deci, atenție, eu cred că de aici se tem politicienii când cer și spun, nu, domne, dreptul la intimitate, nu știu ce, se gândesc, bă, frate, dar dacă mă înregistrează DNA-ul, cu chestia asta, cu că eu iau șpagă sau ceva de genul ăsta. Deci poate cere de neau un vorbirile din data cu tare de asta, în intervalul acelor șase luni. Și atunci nu ne opunem. Au ceva de ascuns. Dacă n-au nimic de ascuns, nu mai văd logica. De ce te opui în condițiile când spuneam? E vorba de o chestie generală, e adevărat. Pe legislație și există peste tot în lume, cu niște cuvinte cheie care se, au, se monitorizează pe el, și dacă în caz că aceste cuvinte cheie apar, convorbirea respectivă se înregistrează, se automat devine, să spunem așa, intră în atenție și tot așa. Deci, așa devine, nu. Volumul de date este imens ca să-l asculti, să verifice efectiv ce face Costel când ce face pe internet. E, acum ar fi și o altă problemă. S-a speculat mult pe aceste legi și dacă se ajunge acolo unde amenință unică, știți acum în ce manipulările. Pe de o parte, autoritățile exagerează, spunând mamă, ce se întâmplă dacă nu le avem, poate adevărat, poate ne adevărat să nu uităm că suntem la cotă zero de pericol. Cel puțin așa spun serviciile că noi nu suntem în pericol de terorism sau cel puțin așa spuneau că venim imediat cu completarea. Pe de altă parte, ceilalți exagerează, deci adversarii acestei idei și spun: "Nu, domne, dacă în caz că se face așa, ăla las poate intra pe calculatorul propriu și vede că ai programe piratate, că ce filme ai eu scoase, uh, și nu știu ce și nu știu cum, nește fotografii și altceva." Nu, eu aberați. Deci nu, nu, acolo se referă și acest drept rămâne. E vorba de stocarea acestei volume A, și în cască, cu aceste Probe sau cu aceste informații se poate proba, să zicem, o infracțiune. Atât. Dar nu de chestia că ai luat un, un program piratat. Pentru că dacă o luăm așa la calculatoarele personale, vă spun eu că în România 70% și nu exagerez, 70% dintre români au pe, pe calculatoarele de acasă sau laptopurile proprii uh, programe piratate. Sau măcar o parte dintre programe piratate. Deci, dacă ar fi să faci o chestie, niciun guvern din lume nu și-ar permite acest lucru, pentru că aia se dă jos de pământ cu el, de nu, de nu se vede în condițiile în care îi pune pe oameni să plătească, acest, să plătească pentru aceste programe. Practic e imposibil. Pe de altă parte, cum spuneam, știm că suntem într-un nivel de alertă extrem de redus, deci, România, în România, nu pot, Teoretic, să apară la acest moment uh, uh, atentat. Adică e precaut, suntem precauți, serviciile sunt pe, uh, pe fază, dar uh, încep să mă gândesc și aici ar fi, de, până la urmă, s-ar putea ca autoritățile să nu fi spus chiar totul, pentru că astăzi avem uh, directorul SRI-ului, George Maior, a avut un interviu pentru un site în care nu a exclus faptul, întrebat, și cităm, dacă au existat atentate de jucate în România, mai ori a răspuns, au existat, nu intru în detalii. Am acționat strict în registru preventiv și ne-am îndeplinit misiunea. Nu au existat evenimente și datorită unor acțiuni mai subtile, mai discrete, pe care le-am avut în vedere la nivelul SRI, inclusiv prin expulzări de persoane, nepermiterea accesului unor persoane suspectate de asemenea activități și realizarea unui tablou informativ precis asupra riscurilor cu care ne confruntăm. Încheiat citatul. Deci, până la urmă, România este o placă turnată, turnantă. Deși pe aici, trec teroriști. E adevărat că din România mai degrabă patronii ăștia arabi de aici fac niște bani să-i financeze pe aia prin alte părți. Iar de expulzări știți că mai auzim din când în când că un cetățean irachian, un iordanian a făcut, fost făcut pachet cu fundiță și trimis peste graniță. Deci, ce vreau să vă spun, chiar dacă să zicem, pretextul cu Franța a venit la momentul oportun și pare puțin forțat. Cred că și autoritățile au dreptate cu această lege. Și mergem mai departe. Deci am stabilit-o cu uh, informațiile electronice. Cea mai mare discuție e pe seama cartelor preplătite. Dacă vrei să cumperi o asemenea cartelă, inclusiv în Franța, unde se întâmplă. Deci trebuie să-ți dai datele ca să te înregistreze ca posetor al cartelei respective. Același lucru se întâmplă în Italia și mai sunt țări în Europa Occidentală. Sunt și de altele care nu cer și cred că Anglia este una din ele care nu cere o asemenea chestie sau nu cere chiar peste tot. E, am aflat în zilele acestea că sunt peste 2 milioane de cartele, 2 milioane, funcționale, cumpărate din România, cartele preplătite, și care se găsesc în toată Europa, și asta e logic pe undeva, în sensul că avem foarte mulți români la muncă, dar se află și în Orientul Mijlociu, destul de multe, chiar în zona palestiniană. E, aici e o problemă. De ce n-ar fi logic ca eu să iau, că nu interzic să ia cartela, da, eu să știu că e, e Ion Popescu, să zicem, de la Târgu Jiu, are cartela cu numărul nu știu ce. De ce trebuie să fie un secret acest lucru? Pentru că în momentul când apare o convorbire și ăsta și știi numărul ăsta, știi de la început cine e persoana. E o monitorizare pe care eu zic că autoritățile ar trebui să o facă. Deci, suntem într-o țară de oameni normali. Dacă nu avem de gând să încălcăm legea, nu e o problemă că nu putem folosi o cartelă preplătită cu date în regulă. Dacă vrem cartelă, toți abonații din România, și sunt câteva milioane, automat avem datele că altfel n-ar putea fi abonați, da? Bun. Și cei care au cartele, deci plătesc pentru serviciile respective, să-și lase datele respective. Ce au de ascuns? Acum nu mă gândesc, vă spuneam, la partea cu terorismul, mai ales că în condițiile actuale nu pare să fie un pericol, un pericol iminent. E, în caz, în această situație, dacă partea teroristă nu este vă, e clar, și totuși românii nu prea vor să-și dea datele, ar fi o singură explicație. Încalcă, deci totuși încalcă altfel legea. Pentru că altfel n-ai de ce să, să te ferești. Iar politicienii care se amestecă în asta, în favoarea ideii, nu, domne, nu trebuie să facem așa că se încalcă drepturile, ar trebui să ne uităm mai atent la ei, să vedem câte viloaie au, câte mașini, câte rude cu funcții și bani și multe altele. Bun, pentru că Vorbeam de acest subiect. Trebuie să spunem și altfel lucrurilor pe nume, adică să nu credem acum că dacă vom avea aceste legi din pachetul Big Brother, o să se... deci nu o să poată apărea la un moment dat, Doamne Sfinte, să nu se întâmple un atentat. Dar măcar nu mai putem să. Deci nu putem nici autoritățile să ne spună, no, bă, noi am vrut să facem acest lucru, dar n-ați vrut cetățenii. Pe de altă parte, nu vor putea, nu, autoritățile nu vor putea spune în favoarea unui domne, dacă aveam asta, puteam preîntâmpina. Nu. E, situația este și mai ciudată la francezi. Francezii au avut chestia asta și n-au putut să facă mai mult sau deloc. În sensul că s-au făcut cam de râsul Europei, deci cu puțin, cu puțin noroc, puneau toată poliția Franței, deci vreo 90.000 de oameni ne-au căutat vreo doi ametiști pe care erau în baza lor de date și care mai anunțaseră că au. Deci erau, se știau intențiile lor, mai făcuseră diverse chestii și cu toate acestea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar, vă spuneam, dacă este să privim din, și asta aș vrea și părerea dumneavoastră eventual prin, prin SMS, am și primit două SMS-uri, o să vi le citesc pe amândouă, deci aș vrea părerea dumneavoastră pe această direcție pentru că nu mi se pare deloc în... Deci, adică mi se pare de în regulă ca autoritățile să ceară totuși acest pachet de legi, Acestele să se dea, bineînțeles, ele respectând uh, dreptul de intimitate ale cetățenilor, deci nu de genul să-mi vadă mie pe calculator ce program folosesc. Nu e cazul la mine, dar mă refer ca idee. Bun, uh, pe, de altă, pe de altă parte, uh, problema colaterală, uh, am să vă dau citire la, la mesaje. Unul dintre ele spune așa, Cred că ar trebui să completați problematica din această seară cu faptul că aceste cartele preplătite pot folosi la atentate teroriste. De acord, am spus-o, probabil a scris mesajul înainte de a o spune eu, și un alt mesaj spune așa: Nu sunt de acord cu aceste măsuri anunțate de autorități. Nu vreau ca eu să fiu ascultat sau înregistrat ce fac în viața mea privată. Da, e un punct de vedere, dar vă spuneam, ca să păstrăm aceste libertăți câștigate de cetățeni, să păstrăm această societate, avem nevoie de o mântărire, să spunem, a autorității statului. Pe de altă parte, acum ar fi de discutat cea de-a doua problemă, și anume, am văzut aici comentariile unor ziariști, Reputați, unul dintre ei, Cristian Tudor Popescu, care spunea, nu, domne, ziariștii au greșit, nu trebuiau să folosească uh, acele caricaturi cu Mahomed, e vorba de ziariștii francezi care au, să spunem așa, au provocat pe islamiști. Păi bun, avem libertatea de expresie. Deci, ce facem? Pe de o parte, noi suntem, nu, aici e dreptul cetățeniu, dreptul omului. Nu putem să înregistrăm aceste cum vorbi și vă spuneam cum se, la modul cum se face. Pe de altă parte, ziaristul să nu mai scrie. Deci afectăm. Ăla nu e un drept. Pentru că nu e dreptul neapărat. E dreptul de informare, dreptul la opinie. De să încălcăm aceste drepturi, dar să le lăsăm pe celelalte. Mie mi se pare un nonsens. Deci mi s-ar părea exact invers făcute. Bun. Și, uh, apropo de chestia asta, uitați-vă că, totuși, acele caricaturi din Franța au fost luate din un ziar din Germania și el deja a fost atacat, și, practic, presa nu prea îndrăznește nici măcar americanii, nu îndrăznește să publice aceste caricaturi. Și nici prin România n-am văzut vreo, vreo instituție media hotărâtă, capabilă să facă acest lucru. Deci, frica există. Și nu le mai numim bă, ăsta. Deci, dacă tu, mare cotidian din România, nu contează care ești, de la jurnalul la evenimentul și celelalte, nu îndrăznești să publici aceste caricaturi, pentru, fie pentru dreptul de informare, nu trebuie să le în conotația respectivă. Înseamnă că ți-e teamă de ceva, nu vrei să provoci ceva, că nu ți-a interzis nimeni nimic de acest gen. Deci, ar trebui să ne gândim foarte bine la drepturile noastre ca cetățeni și dacă aceste drepturi nu sunt cumva îngrădite în anul de grație 2015. Atenție! Nu de autorități, ci de de noi, prin comportament. Adică dacă eu și-a fost acum bine, ziariștii francezi vor tipări numărul acesta, numărul din această săptămână a revistei într-un tiraj de, de, de record de, două, de un milion de exemplare. Cifra record, pentru că, dacă am înțeles bine, revista respectivă se vindea uneva la 10% din acest tiraș. Bun. Uh, ei merg înainte și mi se pare, mi se pare ok. Că au fost avertizați și că n-au ținut cont de asta, până la urmă, în secolul 21, mi se pare normal. E, de acum este însă problema că trebuie să ne hotărâm, apropo, și în România. Cum privim lucrurile? Deci, mergem pe varianta, ziariștii au greșit, nu trebuiau să publice, nu trebuia să provoce pe musulmani, sau, atenție, sau mergem pe varianta, haide să respectăm ce au făcut ăia, să încurajăm să fie la fel de uh, curajoși până la urmă și în perioada următoare nu putem să facem și una și alta sau știți ceva, ziariștii să tacă, dar libertățile noastre să fie cum sunt și de fapt, ca atenție, libertățile nu sunt pentru cetățenii onești, lor nu se ne încalcă nimic, ci problema este pentru ceilalți care pot să facă diverse lucruri, cu, a s văzut cu libertatea pe care pe care au, o au în Uniunea Europeană și nu doar. E, și cum, cum să vă, une, une dai și une crapă, România va putea, va suporta probabil consecințe foarte mari în urma atentatelor de la, de la Paris. Și știți ce se va întâmpla. Foarte simplu. Obiectivul nostru principal pentru acest an și am mai discutat de el era aderarea la Schengen. În aceste condiții în care se vorbește de o năsprire a trecerea de într-o țară în alta, S-ar putea să avem, de fapt, dispariția spațiului Schengen, după câte se vorbește. Și, oricum, nu se mai pune problema în acest an, nu se punea nici așa, știți că ne să nu un oficial german pe care vi l-am prezentat. Dar acum, cu siguranță, nu se mai pune problema aderării României în 2015 la Schengen. Doar o minune ne mai poate băga în Schengen în acest an. Și e posibil ca în 2016 să nu mai avem un intrat dacă nu dispare până atunci. E, asta e soarta noastră, soarta României în acest, în acest, context. Depășim, să zicem, subiectul la modă pe toate televiziunile, la toate radiole prin presa scrisă și cred că va mai fi mult timp de acum înainte, ca să ajungem să poposim și pe meleaguri Gorgene, unde lucrurile să nu se lămurească prea mult. Vorbeam într o seară trecută despre faptul că sunt probleme la nivelul unor mari e, coloși economici gorjeni. Nu numai că problemele s-au confirmat, dar ele s-au accentuat, avem deja concedieri colective. Fost deci Grimexul concediază colectiv, e adevărat. Un număr de vreo 29 de salariați, avem UEF uh, Motru din uh, subordinea CO, avem uh, Mimprest, care trimit câțiva, câteva zeci de concedieri colective de oameni. Uh, ce nu se spune, dar pe surse deocamdată, se pare că uzinele de reparații, prestatorii pentru minerit, și își fac și ei calcule la acest moment și se vor anunța și alte concedieri, din câte e un tablou, nu apocaliptic, dar în orice caz destul de, e un început de an destul de dificil pe tărâm economic în județul Gorj. E, și cum te-ai gândi, problema economică duce și la probleme politice aici la Gorj, care avem un partid PSD unde deocamdată după așa o aparență de revoltă a unor parlamentari, lucrurile în PSD par să se fi normalizat cel puțin în public, n-a mai ieșit nimic nemulțumiri, deci pe presă, E, în timp ce lucrurile în Partidul Național Liberal sunt din ce în ce mai interesante, ca să spunem așa, s-a ajuns la faza, știți cum e PNL-ul acum? E Partidul Național Liberal cu sediu la PNL vechi și la PDL vechi. Purtătorul de cuvânt e împărțit de ambele partide, sau cel puțin așa a fost ambele aripi, veche și nouă, veche, fostă liberală, nouă, fostă pe de listă și amândouă formează un partid, și uh, purtătoarea de cuvânt a picat la mijloc între cele două partide în cursul săptămânii trecute, în sensul că unii nu mai recunosc ca purtător de cuvânt că n-a fost mandatat. Practic, între Dian Popescu și Dan Vâlceanu e un război pe viață și pe moarte, război al declaraților, să nu înțelegeți că s-au luat la bătaie când s-au văzut, dacă s-o mai fi văzut. Dar e clar că aici la Gorj, liberalii și foștii democrat liberali încă nu s-au... Nu, nu funcționează ca un partid, ci ca două partide. Despre ceilalți, adică PPD, PRM și altele, n-am putea să vă spunem uh, mare lucru pentru că aceste partide la Gorj sunt uh, practic sunt inexistente, chiar dacă în cazul partidului uh, PPD-ului avem uh, au și un vicepreședinte de Consiliul Județean. Uh, acestea fiind spuse, deci pe plan politic local, lucrurile nu s-au lămurit prea mult. Uh, Ba și Nicolae Mischie, care a fost recent pe la Consiliul Județean într-o vizită, și-a dat cu părerea despre situație, citând din înțelepciunea unui fost psd mare, că lucrurile nu sunt în regulă la partidul de guvernământ și că și vinovații. Deci Nicolae Mischie a identificat și vinovații de această, de această situație. Vorbind despre ce se întâmplă în, în Gorjul nostru. Trebuie spus și mi-am lăsat ultimele minute despre situația de la de s-a întâmplat astăzi la Rovinari. O dramă cumplită, căreia i-au căzut victimă șase copii și tatăl lor într-o garsonieră din Rovinari, o intoxicație cu monoxid de carbon. O dramă, cum spuneam, destul de... Adică când vorbești de dramă și dureros, este clar că e o similitudine, dar este cu atât mai dură pentru că se întâmplă unde. Mama plecată la muncă în străinătate, tatăl cu copii acasă, bineînțeles și cu el, din câte se pare, cu probleme, cu băutura și altele, și... dar nu asta aș vrea să, să reliefez ci faptul că familiile noastre și mai ales la motru, rovinari, dar și în mediul rural, dar mai ales în urban, familiile noastre sunt descompletate tot mai mult pentru că lipsa de locuri de muncă din județ, din zonă, face ca oamenii să poată supraviețui, să plece afară pentru a munci. În urma lor, copiii, familiile rămase, trăiesc o dramă prin plecarea lor, dar problema este că, iată, din când în când, aflăm de o dramă de genul acesta, până la urmă e nefericită și e probabil situația materială foarte precară, o centrală neautorizată să, ce s-a întâmplat acolo, dar să știți, și ați putut vedea și prin țară, crime, soți geloși, înșelați, rămași pe acolo, părinți care își uită că m-au coprit prin țară la un moment dat, copiii care trăiesc cu bunicii sau cu alte rude și... Deci, drama legată de străinătate este din ce în ce mai, mai pregnantă în România și nu știu cum o să o rezolve autoritățile, mai ales dintr-un dintr punct de vedere, orizontul de așteptare este foarte mare, să știți că nici pe afară, mai ales prin țările unde se duc de obicei românii, Franța, Italia, Spania, lucrurile stau din ce în ce mai rău. Mulți dintre ei speră să se întoarcă în țară, unde să-și găsească un loc de muncă, să poată rămână lângă familie, să rămâne lângă familie. Ori, haide să luăm situația din gorș. Vine, de, vine din străinătate, Une se angajează în condiții în care șomajul din Gorj este mare și va fi și mai mare în perioada următoare. Din acest punct de vedere, tot a făcut președintele acum pactul pe industria de apărare sau pe politica de apărare pe buget. Cred că toate, partid... Ce scuze? Cred că toate partidele ar trebui să-și dea mâna ca să găsească să facă un pact pentru muncă să găsim, să creăm locuri de muncă pentru românii de acasă sau cei întorși acasă. Aici păcătuim, aici autoritățile au, rământ, au rămas corigente într-un mod cu totul... Deci, de-a dreptul niciunii dintre guvernanții din ultimii, să zicem, 10-15 ani n-au făcut nimic pe această direcție și iată unde ne ducem. De fapt, toate aceste drame, cum s-a întâmplat la rovinarii în dimineața aceasta, cum se întâmplă în toată țara, pe aceste, când sunt implicați cei plecați afară, într-un fel sau altul, deci această dramă am născut-o datorită incapacității politicienilor români de a rezolva principala problemă, lipsa locurilor de muncă. Cu siguranță ar mai fi multe de discutat, ne rezervăm subiecte și pentru mâine seară, când venim cu tolba plină. Acum vă las pe mâna lui Gigi Pasile, care o să vă poarte cu dedicații muzicale prin lumea atât de minifică a muzicii populare. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!